Bine v-am găsit, dragi lei. Noi suntem familia Rus. Am venit la dumneavoastră ca să vă cerem 1 milion de euro pentru 49% din tot business-ul nostru. Cine ar fi crezut că sunt în stare să gestioneze o afacere de milioane de euro? Și mai ales cine ar fi crezut că lei vor vedea potențialul uriaș pe care l-are o afacere tradițională? Familia Rus a aruncat năvodul în acest sezon și a prins peștele cel mare, 1 milion de euro. Oferta mea este de 1 milion de euro pentru 75% din acțiunile companiei voastre, cu obligația de a returna 500.000 de euro prioritar, iar în acel moment acțiunile vor fi diminuate de la 75% la 49%. Venim cu o contraofertă. 1 milion de euro pentru 49%. Suntem gata să acceptăm 49% din acțiunile companiei voastre. Deci cu mare drag. După o asemenea negociere, familia Rus așteaptă lei, unde altundeva decât la masă în Bistrița Năsăud, așa cum se pricep ei cel mai bine să o facă. Păi cum să nu și agitație mare, că uite de aici noi așteptăm niște oaspeți de seamă, adică vin lei de la Imperiul Leilor, trebuie să avem toate pregătite, să fie așa țiplă, lună, bec. 1 milion de euro investiți, cer o apariție de senzație. Chiar dacă au investit doar 3 lei, alături de ei vin și ceilalți doi, Cristina Butlan și Sebastian Dobrincu. Gagișile mele, dacă mai au ceva de lucru, că uite-te, vin lei. Gagicile, gata, ce lucrați? Printre sute de comenzi, Nina Rus trebuie să se dea peste cap repede, să impresioneze pe lei. Mă, dar voi nu l-ați văzut pe Gabi în dimineața asta? Aici, aici. Hai, sosit, dimineața bună. Voi avem o comandă la unitatea inițială. Ce comandă? Venim aici, avem adicțele, cârnați, peluțe. Păi cum iei comandă și nu ne întrești, Gabi, că noi avem o comandă mare vineri de 200 de persoane. Mă, vine o chestie rău, sunt citul la ei. După ce am participat la Imperiul Leilor, comenzile de pe online au crescut foarte mult. Au venit noi clienți și la restaurant. Acum ce facem? Mai ai de lucru? Eu mai am o țărucă aici, dar după aia merg să-i schimbăm, nu? Da, ce haine îmi dai? Păi haine țărănești, cum? Merem să ne luăm hainele cele mai faine, țărănești. Na, hai, fuguța, hai să mergem la vale, că avem o grămadă până ne schimbăm, până nu știu ce, țaca paca trea și vremea. Contractele finale încă nu au fost semnate. Lei vin pentru prima oară să vadă în ce investesc. Familia Rus știe cel mai bine că pălinca dezleagă limbile și hrana îmblânzește. Hai, ce mă treabă, hai! Te cai că se filmează! Bine ați venit, Lei! Bine ați venit la noi, la Romuli! Ce faceți? Bună ziua! Noi bine facem! Dumneavoastră, cum bine sunteți, venit, să rămâneți? Bine ați venit! Hai să încinăm, așa, Anita, haideți aici, atâta lumea! Doamne ajută! Bine ați venit la noi! V-am găsit! Bun, mergem să vă prezentăm locul unde facem investiția. Deci, Ioane, de fapt, propunerea ta e de a extinde capacitatea păstrăvăriei. Da, nu, aici ce ne arăți, pentru ce investiția? Tot pentru bazine? Da, de a face producție de puiet. Din banii care vrem să dăm noi, bazinele cât ar fi? Păi bazinele undeva un 400 de mii. Nu, de ce nu-ți cauți tu un teren mai puțin chinuit decât ăsta? Tocmai terenul ăsta accidentat dă o frumusețe la ce s-a făcut acolo. Da, dar eu nu consider pe ăla chinuit. Pentru că ăla e pentru zona de turism, e altceva. Dar și la ce trebuie să fie accidentat? Și aici va fi pentru zona de turism. Pensiunea să o facem, uitați acolo, deasupra. Păi și pensiunea o să fie deasupra unei hale industriale? Păi, mie mi se pare că pocesc puțin zona. Că se pot schimba și locația păstrăvăriei, mai e alt teren, și locația pensiunii, venim lângă asta la altă, urcăm în altă parte. Putem face orice schimbare. Deci rămânem noi investitorii în păstrăvăria Rind cu proprietarii.
Adică nu ne dau papucii. Noi mergem la, la pește acum. Da, da, ei se duc la pește. Da, hai. Da, da. Spor la treabă. Înțeleg că, practic, investim în jur de 500.000, da? Avem o hală de aproximativ 1.000 de metri, da? Da, și în mod normal trebuie să, da, cu tot ce avem nevoie cu utilaje, atunci ne așteptăm ca de aici să rezulte în jur de 20 de tone de pește anual, care prin procesare, prin restaurant și tot, prin tot ce avem nevoie, să fie un beneficiu suficient ca să ne amortizăm acești bani în 4 ani, 4-5 ani de zile. Eu aici sunt convins. Ai mei, uite, Sebi, ai mei mănâncă, ai tăi ce fac? Stai așa, că ai mei mai leneși, nici la mâncare nu vin. Uite, mă, nu mai dă acolo, dă la ai mei, da, că risipești mâncarea. Lucrăm la ideea să avem o pensiune de 50 de locuri, care noi am calculat că pe an ar putea să ne aducă 300.000 de euro. Am simțit dorința lor foarte mare de a... și chiar au subliniat faptul să ne apucăm destul de repede de treabă, să nu pierdem timpul, fiindcă e un business care nu trebuie să se piardă timpul. Unde crezi că vei ajunge cu restaurantul în 2023? Eu mă, 350. Mă gândesc că voi ajunge mult mai sus. De deci mare. De la cele 200.000 de euro de anul trecut, probabil că vom depăși 300.000 de euro 300, acest an. Da. Această afacere are potențialul în 3 ani să ajungă la peste 1 milion de euro cifra de afacere. Vă invit să și degustați din produsele noastre dacă totuși ați venit, ne-ați vizitat zona. Ar fi cazul.